Un tânăr în vârstă de 25 de ani, fără permis de conducere, a intrat cu mașina în gardul unui restaurant din Gherla, după care s-a făcut nevăzut. Acesta a fost identificat ulterior de către oamenii legii. Deși nu avea carnet de conducere, tânărul s-a urcat la volan, dar neatenția și lipsa de experiență și-au spus cuvântul. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit violent gardul unui restaurant, de unde a fost mai apoi proiectat în șanț. Cel mai probabil speriat, tânărul care a provocat accidentul a abandonat mașina în șanț și a fugit de la locul faptei. Șoferul a fost identificat de polițiști la scurt timp după producerea accidentului. Tânărul va fi cercetat pentru că a condus fără permis și a fugit de la locul accidentului.